E gen foarte bun! Cine s-a gândit la asta? Bună, eu sunt Cezara și bine ne găsit într-un nou videoclip! Astăzi sunt 6 să ajung la spital. Astăzi voi testa combinații dubioase, combinații ciudate, combinații groaznice, oribile de mâncare. Mi-mi place să mănânc o tonă de prostii. Iar astăzi, în această zi, voi vedea dacă îmi place și mie ceva, pentru că oamenii jură că chestiile astea sunt geniale și eu nu înțeleg cum. Astăzi facem combinații ciudate de mâncare. Cred că o să am nevoie și de un pahar de apă. Yay! Putem începe acest clip. Prima combinație este Oreo cu murături. Vă gândeați la asta? Deja știu că nu o să fie bun, dar chiar și așa mor de curiozitate să văd. Cine s-a gândit? Oreo și murături. Ajută! Ups. Iac, iac, pute, pute. Miroase a murături. Fun fact, nu pot să spun că iubesc murăturile. Minunat. Ok, am început groaznic de prost. Mi-a niște ustensile. Ok, avem și niște ustensile. Deci aici avem Oreo. O să iau o murătură. Iac. O să-l rătim așa, wow, două bucăți. Wow. Iac, mi-e milă de Oreo ăsta. Iac. Scârbos. Ok. Vreau să mai văd. Ia, doamne, și am uitat să vă spun ceva. Uitați cine este aici și în bucătărie. Priza este alături de noi. Salut, Priza. Da, Priza este cu noi, are momentul ei. Bun, mi-e grață deja. A doua combinație este cuiz dintre aceștia minunați și brânză topită. Din nou, cine, doamne, iartă-mă, a făcut chestiile astea și era... Oh my god, ce bun! Știu să desfac o brânză topită. Brânză la folie. Adică de... așa o să le fac micul dejun băieților din pancakes. Clar, asta o să fie micul dejun pentru băieți. What? Cum ar trebui să deschid chestia asta? Ah, wow, am reușit. Ok, avem brânză la folie. Iac. Împăturim așa foarte frumos. Sandwich a la Cezara. Cel mai bland sandwich. Îmi place. Bun! E gen foarte bun! Doamne, m-am stricat! E teribil de bun! Stai, cum poate brânza și cu ciocolata... Doamne, iartă-mă, deci chiar e genial! Super scârbos, dar foarte bun! Oamenii, ei au zis că este cea mai bună combinație între Nutella și Crex. Aici avem Nutella. Știu să mănânc cu bețișoare chinezești. Suckers! Iac! Marș! Sunt uimită. Ești nebun? Este genial de bun. Acum urmează o combinație care deja știu că este groaznic. Adică îmi închipui că este teribilă. Budincă de ciocolată și maioneză. Iac. Aici avem budinc. Stai, cum fac asta? Pun niște maioneză în lingură. Iac, trebuie să o pun aici lângă. Frate. 3, 2, 1. It was at this moment that Emily knew she fucked up. No. Nu! 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 Iac! 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 Următoarea chestie pe care oamenii au zis că o ador este sandwich-ul cu unt de arahide și cu pufuleț cu brânz. De ce? Poate este bun și mă înșel eu! Pâine, french toast! Și aici avem unt de arahide, așa ar trebui să arătăm unt de arahide. Ziceți voi că nu sunt cel mai bun șef? Uite ce frumos eu să întind acest unt de arahide! Doamne, arată groaznic. Cine o să mai ia de soție o să aibă noroc, o să aibă mese gourmet în fiecare seară. Bun! Pufuleț cu brânză. Yay! Sau ceva. Wow! Ok. E doar groaznic. Asta e un nu pentru mine, nu. O altă combinație. Oamenii zic că este revelația secolului ăsta. Lapte cu cereale și cu brânză. Lapte, cereale. Brânza asta mă înspăimântă. Zicea să o rupem. Și arată scârbos. Bon appetit! Bon appetit, baby! Să luăm așa o gură mai mare, pentru că... Stai ce? Stai ce? E foarte, foarte bun. Nu cred.
cred. Deci asta e foarte bună. Este genial de bună. Cereale cu brânză, ce... Ok. Următoarea combinație este cea la care am zis nu din prima și cred că știu de ce am zis nu, pentru că de ce ai combina Nutella? Te pune pe pizza. Iac. Pur și simplu, iac. De ce? Ce să luăm Nutella și o să punem pe pizza? Iac. Dar gândiți-vă, gen mozzarella, carne, roșii, iam. Cred că dacă cineva o să mă întrebe înainte să mor ce vrei să mănânci, eu clar o să le spun roșii cu Nutella. Este combinația fatală. Ok, hai să facem și un thumbnail. Cine s-a gândit la asta? De ce? Nu. No. Nu! No. La gunoi chestia asta. Ce tocmai am făcut? Dacă vreți să mai fac clipuri de genul, nu uitați să dați like acest clip. Dacă vreți să încep o serie în care testez o tonă de combinații dubioase. Și cam asta a fost și cu episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ar însemna super mult pentru mine. Nu uitați să lăsați un like acest clip și lăsați-mi în secțiunea de comentarii combinația voastră preferată. Sunt super curioasă să văd cam ce vă place. Adică, iac. Eu am fost Cezara, noi ne revedem data viitoare. Până atunci, ciao. Yuck.